păpușel odată, că nu mai merge și asta de atâta. Trandafiri, la firii doamnă. Uite mă cum e îmbrăcat asta, zici că e camuflaj în păinița cu floricele. Auleu! Ia uite ce fată frumoasă acolo, da pare care-i vampia. Ia hai să-mi încerc norocul, poate-mi scot pârlela pe azi. Auleu, ce faci o domnișoară așa singurică aici în amiaza mare, a? Ete, ce să fac? Muncesc cu drag și spor, ce să fac? Oh, ai sporuri de risc sau cum? Mai mult sporuri de ciuperci. Fata mea, hai să-ți ghicească Mercedes-a în palmă și-ți spun eu tot. Oh, dar tu și ghicești? Oh, ia să văd, ce-mi ghicești, ia. În mâinile astea brăzdate de atâta muncă și atâta... de atâta bătătorită, ce ești tu? Brăzdată de munci și muncitori? Aulă, uite ce zici, că la drum de sară o să întâlnești un bărbat chipeș. Ei, na, păi normal că toți sunt frumoși când seara nu vezi bine. Ascultă la mine, mari lucru îți rezervă viitorul. Păi că e mare, că e mic, eu tot banii aia îi ceră. Nu mă refer la asta, mă refer că ai să ajungi fata mea foarte mare. Aulă, păi nu-i bine că da, a zis Gianni că dacă ajung mare mă dă afară, că mă îngrăș. Nu, mau! Hai să ajungi mare într-o companie! Păi eu, de când mă știu, sunt mare în compania bărbaților. Tu! Nu mai glumi atâta, că eu zic adevărul. Uite, o să întâlnești un bărbat frumos și deștept, care o să te scoată din sărăcie. Păi da, Gianni zice că el a fost băiat deștept, că m-a pus la muncă și frumos, după gusturi, nu prea, adică dacă îți plac bombardierii cu ceafalata e perfect. Dar fii atent aici că ai să întâlnești un bărbat frumos, chiparos, cu bune maniere, îmbrăcat bine la costum, uite cum vă costum aici, deștept, cu casă în Maldive și numele lui o să înceapă cu V, vezi? V. Viorel. Păi ce dracu mă că ăsta-i luat? Dar ce eu am treabă cu soț de vulpi? Eu mă pun cu toate vulpile. Hai marș de aici că nici n-am încredere în tine și nici nu-mi place ce zici. Vrei să plec? Plec mâncați aș fără probleme. Dar măcar cât ți-am ghicit în palmă și ți-am zis adevărul. Nu dai și mie 10 lei? Ce să fac? Să-ți dau eu ție bani. Hai marș de aici, hai degajează terenul că încep să mă enervez. Păi, da, te blestem acum și n-o să mai ai parte de acest bărbat. Ascultă la mine că o să vii și că o să mă cauți. Și eu nu mă mai vând cu zăcile. O să vezi tu atunci, bănăreci, îți cer. Doamna ghicitoare, mama umida, hai degajă terenul că dacă nu-l chem pe Gianni. Pus tu chetermețele, picața și rujul. Vedeți așa angajat, l-a stat cu trei carte de muncă și cu trei puradei după tine și cu toate taxele la zi. Că de țarul rechele ca să nu mai auzi muzica lui Jador. Vedeți aș profilul scris în bucătărețele anonime să mă lingi subatic. Că de țar sprâncenele la mustață să fie o mustăceasă urete. Vedeți aș dinte stricați de la zacuscă ieftină. Apa cât s-o-mi da blestem. Ce să zic, frumoasă poezie. Hai degajă terenul că mi-e clint. Hei, cacașel, ce faci? Hai mă odată să vin ăștia să mă iau odată. Oh, mame, ce bucățică! Mă, dar fii atent cum e îmbrăcat ăsta, mă. Zici că e de la Milano, de ăla. Să rămână, dar ce frumoasă și delicată sunteți. Dar nu sunt eu. Numele meu este Vicențiu. Spune-mi, te rog, ce face o fată așa frumoasă, singură și simpatică aici în frig? Muncesc, bosule, ce să fac? Ia zi, cu ce te servesc, a? Cu nimic, pentru că eu am totul. Doar pe tine te vreau. Bun! 200 de lei ora de plăcere. Am înțeles.
Dar pentru o viață întreagă de fericire cât costă? Adică în paralel cu nevastă ta sau cum? Nu, doar tu și cu mine în vila mea din Maldive. Maldive? Ce mă? Ai fost la strand în Crângaș și ai văzut niște, pe malul apei niște dive și ai zis că ești în Maldive? Fii atent că vin, dar te costă transportul. Tu nu ai înțeles. Te vreau doar pe tine, să te iau cu mine, să trăim împreună, dacă vrei să te căsătorești cu mine. Bă, tu ești diliu? Tu vorbești serios? Dar bineînțeles. Ai să lucrezi la compania mea între timp, până găsim ceva pentru talentele tale. Pentru talentele mele? Ce să mă pui să fac? Maxim ghititoare de săbi! Să știi că eu vorbesc foarte serios. Bă, tu ești nebun? Tu chiar vrei să mă iei de nevastă? Da, pentru că tu ești ceea ce mi-am dorit vreodată. Fii atentă, în seara asta trebuie să plec pentru 3 zile, dar după ce mă întorc te caut și plecăm împreună spre răsărit. Ce spui? Bă, tu chiar vorbești serios? Vrei să mă iei cu tine în Maldive? Mâncați, tu ești bărbatul vieții mele, abia aștept normal. Ia-mă din cea, scapă-mă de sărăcie. Să trăim până la dânc cu bătrâneții împreună. Și lux. Nu ca orice sărătoacă proastă. Ce-a trecut, frate? Nu m-a dus, dar niciun semn, nimic. Parcă dracu a intrat în pământ. Ce mă, să parcă-s blest... Da, te blestem acum și n-o să mai ai partid de acest bărbat. Ascultă la mine că o să vii și că o să mă cauți. O să vezi tu atunci, bănăreci, ce? Vai de mine! Lucreție, o trebuie să o cauți pe țigancă aia, că altfel ai pus-o. Unde trecu e asta? Uite-o! Se este la firida mea. Sora mea, ce faci? Ce faci, sora mea, azi, da? Să rămână, sora mea, ce faci? Mă bucur să te văd, și de când te caut? Ia uzi! Dar de ce, fata mea? Păi am venit să-ți dau 10 lei că mi-ai ghicit în palmă. Dar cu ce ocazie, mă rog, te-ai schimbat matale așa, m? Ce s-a întâmplat? Sau au devenit niște lucruri din care mi-ai prezis tu? Așa zici? Păi să știi că de acum schimbam foaia. Păi da, că eu când ți-am zis n-ai vrut să mă crezi și nici să mă plătești. Acum o să-ți cer și mai mulți bani și să-mi pup și mâna. Hai, 1.500.000 și te scap. 1.500.000? Păi tu nu era 10 lei? Păi ți-am zis că o să te costi în plus. Fie! Hai că te-i de blestemific! Hopa, țârla, hopa, țârla! Gata, ești de blestemificată! Hai că nu am timp, că am și alte business-uri în zonă! Dar asta vine înapoi, nu? Avem banii! Alo! Birouri pentru deslegări farmece și recuperări bani în urma blestemelor? Oh, da, sigur că da, cum să nu, dacă vreți să achitați. Vă duceți jos la nivelul 2 și vă duceți la secretariat, la contabilitate și veniți sus pentru facturică, că noi tot ilegal suntem cei mai buni de pe piață. Vă mulțumesc la nivel. Alo, da, cei mai buni de pe piață, dezlegăm orice. Argentul viu! Îl scoatem și pe ăla și vi-l dăm la capachet ca suvenir, sigur. Vă transfer la unul din cei 6 agenți ai mei, sigur, vorbesc. Ai, Vicențiule! Da, doamnă, v-a plăcut ce bine am vrăjit-o pe aia? Ia spuneți, mai aveți nevoie de mine? Vezi, du-te din nou pe teren, că am o comandă, trebuie să vrăjești chiar o gagică. Și veste bună, vrei să știi? Am prins un contract pentru săptămâna viitoare, ghiși la ce? Să dezlegăm pe cei care se tem de 5G mâncați așa, ochii tăi și o companie de șireturi.